Încă 3 cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate în această dimineață în România. Numărul total a ajuns astfel la 11. Medicii avertizează faptul că după sărbători este posibil să crească numărul de îmbolnăviri și în țara noastră. Al 11-lea caz de infectare cu noua variantă Omicron a fost confirmat în urmă cu puțin timp. Este vorba despre o femeie în vârstă de 31 de ani din București, fără istoric de călătorie în afara țării. Ea este vaccinată anti-COVID-19 cu schema completă de imunizare, iar starea de sănătate este una bună, potrivit Ministerului Sănătății. Să spune, nu ne e teamă, doamnă, că să știți și dumneavoastră că de când ne-am născut, de când e pământul ăsta, au fost tot felul de boale. Dar nu se numea COVID atunci, avea altă denumire sau ăsta. Trecem prin ele, suntem datori să le îndeplinim, să trecem prin ele. Un tic, se pare, un tic. Da. Și ce credeți că ar trebui să facă lumea? Să se protejeze? Să se protejeze și... Miercuri dimineață au fost confirmate 2 cazuri de infectare la 2 femei care au călătorit în Marea Britanie și respectiv au intrat în contact cu oamenii veniți de acolo. Ce să spun eu, e normal, trebuie să iei în considerare orice surpriză în asta. Nu știm încă ce se poate întâmpla sau ce fel de virus e și ăsta, ce fel de... Deocamdată nu este, dar am văzut că se spune că n-ar fi așa de periculos, dar totuși trebuie să luăm măsuri și să ne păstrăm sau să ne protejăm. În România sunt 11 cazuri confirmate, dar pe lângă ele sunt evident mai multe. Atenție, nu sunt persoane venite direct din Africa, deci riscul de transmitere rapidă a virusului este foarte mare. Ambele persoane sunt vaccinate cu schemă completă, așa că au făcut o formă extrem de ușoară. Probabil că dacă va crește numărul de infectări cu Omicron, cei infectați vor fi tratați acasă dacă vor avea forme ușoare. După sărbători este posibil să fie o creștere a numărului de cazuri și în România. Interacțiunile de sărbători duc mereu la creștere, așa că ele trebuie să fie în familia restrânsă să luăm în calcul riscul.